Din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Românii petrec 18,6 ore pe săptămână pe internet, notează Yahoo News, și se clasează pe locul al doilea într-un top al țărilor europene. Studiul Mediascope, prezentat de IAB România, arată că pe primul loc sunt ucrainienii, care petrec 20 de ore online pe săptămână, iar după români urmează turcii, cu o medie săptămânală de 18,3 ore petrecute pe internet, mai scrie Yahoo News. Care este efectul timpului petrecut pe internet? De ce petrec oamenii pe internet timp? Ce caut acolo? Ce își doresc să afle? La nivelul relațiilor, la nivelul comunicării, despre toate acestea discutăm în rubrica la ordinea zilei împreună cu pastorul Florinio Sub. Bine ați venit! bun găsit și mă bucur să fiu alături de noastră. Dincolo de a discuta despre internet, dacă este bun sau rău, pentru că discuția aceasta va continua atâta timp cât va exista internetul, de ce petrec oamenii timp pe internet? De când am auzit despre subiect, am tot gândit și una din concluziile la care am ajuns, sunt mai multe, dar una din concluzii este că există o foame după informații. După Revoluție a fost o explozie de informații care au venit pe toate sursele, datorită faptului că înainte de Revoluție informația era foarte limitată. mi duc aminte, abia așteptam să vină seara, de la ora 8 începea programul de televiziune, atunci erau singurele informații pe care le primiam prin televizor, urmăream câteva desene animate și la ora 10 se încheia programul și gata, până a doua seară la 8. După Revoluție s-au deschis canale de televiziune, s-au deschis canale de radio. Încet, încet, după anii 95-96 au început să aibă acces oamenii la internet, au avut computere și cred că există o foame după a cunoaște mai mult, o foame după a ști mai mult, o foame după a vedea ce se întâmplă dincolo de cele patru ziduri în care locuiește fiecare. O a doua cauză pe care am urmărit-o și pe care am văzut-o, în mod special în viața tinerilor, este că prin internet și în mod special în cadrul jocurilor online, tinerii încep să se regăsească în papuciul unui personaj și devin cineva. Tineri care în viața reală nu sunt, nu sunt cu nimic în băgați în seamă, nu iese în evidență cu nimic, nu sunt văzuți mai altfel decât cei din preajma lor, pe internet sunt cineva, datorită personajelor din, din jocuri. Și atunci jocurile online promovează o personalitate de felul acesta, a fi cineva, a fi altfel decât ceilalți și atunci intri în rolul personajului respectiv. După aceea... Îmi amintesc un exemplu foarte concret, eram cu familia undeva la munte și era un perete de stâncă și cred că fiul meu -mi cel mic din clasa a doua spunea, a, dacă aș avea ciocanul din nu știu ce joc de pe internet, imediat am oh, face un tunel prin stâncă și... <laughs> Ar fi mai ușor decât de cățărat, da. am zis pe stâncă. Uh, o altă concluzie la care am ajuns este că există o foame după relații. Și asta e foarte interesant. Uh, numai că uh, foame și asta își găsește uh, masa, dacă pot să spun așa între ghilimele, sau apetitul într-un cadru nepotrivit. Pentru că relațiile nu se construiesc pe internet, prin rețele de socializare, ci relații se construiesc uh, petrecând timp uh, fizic. Cu persoanele din priajmă discutând pe diferite subiecte, văzând într-un fel și emoțiile reale ale celuilalt în timpul discuției și gesturile și mimica și toate lucrurile care uh, efectiv zidesc o relație, o relație adevărată, o relație uh, reală. Uh, cel mai interesant exemplu pe care mi-l duc aminte e uh, cu ceva luni de zile în urmă sau ani în urmă, uh, mă uitam la doi tineri care aveau telefonul mobil, era unul lângă celălalt pe același scaun și vorbeau prin internet unul cu celălalt, prin Facebook. Facebook, își trimiteau comentarii unul celuilalt, dar dacă ar fi fost să închidă telefoane, probabil că n-ar, fi avut ce să mai discute unul cu celălalt, pentru că este o frică de relații rele, reale, o frică de a discuta real față în față cu cine de a-i spune verde în față dacă e cazul, sau de a-i spune ceea ce simți, dar, sau efectiv, să te. În momentul în care îi spui ceva, să te vadă cum îi spui, să-ți vadă și mimica, să-ți vadă și gesturile, să-ți vadă și emoțiile fizice în momentul în care îi transmiți mesajul respectiv. După un computer poți să te ascunzi, în spatele ecranului poți să spui orice, ești cel mai curajos. Dar când trebuie să stai față în față cu persoana respectivă, atunci dispare curajul. Dar există și cazuri fericite de relații pe internet care s-au sfârșit cu bine, s-au concretizat cu bine. Eu știu, poate o căsătorie, o prietenie trainică. Probabil că dacă s-ar face un procentaj, ar fi destul de mic procentul. Cele mai multe relații începute de felul acesta, sau care nu sunt consolidate și cu un timp fizic petrecut împreună, adică timp de calitate, dincolo de ecranul computerului, cele mai multe relații nu știu cât viitor au pentru că oamenii în spatele computerului pot să se ascundă sub o altă imagine, pot să pun acolo alte emoții, pot să pun acolo alte caracteristici pe care le au personal, în prința personalității lor, a caracterului, dar când ești față în față cu o persoană, nu mai poți să-l minți, nu poți să-l înșeli. Un alt lucru foarte interesant, legat de internet, de ce petrec românii tot mai mult timp pe internet? Este tehnologizarea. Tot mai mulți români au acces la computer și la internet prin telefonul mobil. Și foarte interesant cum se dezvoltă chiar în România. Vizitam Statele Unite anul trecut în septembrie și am rămas uimit că. În România avem un nivel tehnologic în internetului pe telefon, poate chiar mai înalt decât în foarte multe orașe din Statele Unite ale Americii. Recent s-a făcut un studiu. Orașul cu cea mai mare viteză de accesare a internetului este un oraș din România, Timișoara. O, oh, asta n-am știut, dar uh, confirmă într-un fel uh, concluzia la care am ajuns și eu mai devreme. Uh, faptul că ai atât de ușor acces la internet, prin telefon, prin computer, atât de ușor acces la internet, de atât de faptul că Wi-Fi găsești acum cam în toate uh, locurile, mergi la mall și ai Wi-Fi gratuit în nenumărate locuri sau uh, peste tot prin oraș treci prin fața unei firme și vezi că dintr-o dată ai semnal Wi-Fi și te conectezi la internet. Uh, lucrurile astea facilitează într-un fel accesul la internet, dar de partea cealaltă pot să fie o ispită, să cază în extrema de a sta prea mult pe internet. Și în momentul când treci prin fața unui magazin și descoperi că ai semnal la internet, deja te simți mai sigur, te simți mai bine. Spunea cineva, dependența de internet poți să o evaluezi în momentul când te trezești noaptea la ora 3 și mergi la toaletă, dar mai întâi te oprești să-ți verifici mail-ul. Da, <laughs> și asta, și uh, impulsul de a folosi internetul aproape în orice situație, când pui una pe buzunar și imediat îți cauți telefonul, să vezi dacă e acolo și îl scoți și vezi ai mai primit un e-mail, ți mai dat cineva coment pe Facebook. Uh, impulsul ăsta poate să denote la un moment dat dependență de, de internet, faptul că deja ești prea conectat la problema și asta. Este deja recunoscut faptul că facebook -ul, dependența de Facebook se încadrează la nivelul afecțiunilor de tip psihiatric. Oamenii caută în mod disperat comunicare, relaționare. De ce? Pentru că este în natura omului să Relaționeze, Dumnezeu ne-a făcut ființe raționale. Dacă e să ne uităm chiar la momentul Creației, în momentul în care Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, este folosit pluralul, în Dumnezeire există relaționare perfectă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-o relație de desăvârșită. Omul a fost creat în felul acesta, într-un chip desăvârșit, după chipul lui Dumnezeu, pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca să fie o persoană real, relațională, o ființă relațională și nu poate să funcționeze decât în relație cu, cu ceilalți și relația esențială este cea cu divinitate, relația cu cu, cu, Dumnezeu. Dacă nu unul dintre părinții bisericii spunea omul are în sufletul lui un gol după forma lui Dumnezeu și nimeni altul decât Dumnezeu nu poate să-l umple. Apoi Solomon mărturisește în Eclesiastul că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, noi gândim la veșnicie, gândim la dumnezeire, tânjim după relația aceasta cu Dumnezeu și automat, fiind ființe formate sau făcute de Dumnezeu, tânjim după relația cu ceilalți care sunt la fel după chipul și asemânarea lui Dumnezeu. De unde se stabilește dacă este nociv sau nu? Pentru că o mare parte dintre oameni au nevoie de internet pentru business, pentru servicii. Folosesc uh, internetul la servici. Uh, dar unde este echilibrul între internetul folosit pentru plăcere sau pentru distracție și internetul folosit pentru nevoile de la servici? Uh, cred că uh, fiecare poate să-și facă o evaluare sumară uh, dacă s-ar uita după câteva criterii, legat de, strict legat de problema aceasta a internetului. Uh, și mai întâi, uh, în ce mod internetul îi afectează responsabilitățile personale, familiale sau de servici În momentul în care internetul, timpul petrecut pe internet îți ia din timpul alocat altor responsabilități, acolo e o problemă. Uh, un al doilea lucru, în momentul în care ai dificultăți în a te opri la timp de la internet, și la fel cum fumătorul zice mai o țigară și gata, sau uh, alcoolicul cel dependent de băutură zice mai un pahar și gata, uh, cel dependent de internet zice mai un minut, mai 5 minute și după aceea îl închid și mă duc la altceva. Și se face 3-4 noptea. Da. În momentul în care apar probleme de sănătate și neglijez sănătatea în detrimentul internetului, uh, mai stau puțin, deși mă doare spatele, deși mă doare capul, deși nu mai văd bine, deși a doua zi o să fiu terminat la lucru, uh, mai stau puțin că numai informația asta să mai citesc, chiar dacă e informație valoroasă, informație bună, dar când afectează sănătatea, atunci uh, e o problemă. Uh, și cred că una din cele mai mari probleme care se poate vedea este izolarea. În momentul în care încep să mă izolez în fața calculatorului și atunci nu mai am o relație sănătoasă nici cu familia, nici cu prietenii, uh, nici cu colegii de lucru, nici în altă parte în societate. Este în interesant raciuni, că dar... am 349 de prieteni pe Facebook să zicem, dar sunt izolat. Uh, se poate. Uh, pot să fie chiar mai mulți de 300 și uh, sunt persoane care au chiar uh, cu miile prieteni pe internet, dar real nu au niciun prieten. Nici o persoană la care să se ducă, să plângă pe umărul lui sau uh, o persoană față de care să poată să împărtășească bucurile sau necazurile prin care trece. Uh, nu există o astfel de persoană reală ci doar persoanele pe care le are pe lista de, de prieteni pe internet. Am citit cu mai mult timp în urmă două cărți superbe scrise de Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane și Revrăjirea lumii. Și se referea cu preponderență la televizor, dar cred că și pentru internet e același lucru. Spunea în momentul când, pe vremuri, când oamenii intrau într-un templu păgân, Uh, erau acaparați acolo de imaginile de prostituatele care le găseau acolo. Același lucru se întâmplă pe internet. Ești ca hipnotizat, privești într-o cameră întunecoasă, să spunem noaptea, privești o sursă de lumină. Este mecanismul hipnozei uh, și efectul care îl are asupra creierului, pur și simplu fizic, este un efect nociv. De ce credeți că Dumnezeu în Biblie interzice lucrul cu imagini, ci Dumnezeu folosește doar cuvinte, vorbește prin cuvinte? Însuși, Domnul Isus Hristos este cuvântul vorbit de către Dumnezeu nouă oamenilor? Cred că Dumnezeu, în a tot știința lui, a tot cunoașterea lui, Dumnezeu realizează problema și asta pe care o are omul de a crede în ceva palpabil, în ceva vizual, în ceva pe care poate pune mâna, ceva pe care îl poate experimenta rațional, ceva pe care îl poate explica și altora. Numai că problema nu este doar în privința credinței, ci problema este și în privința dependenței. Cu cât crezi mai mult într-un lucru, cu atât devii dependent de lucrul respectiv și atunci uh, riști să-l înlocuiești pe Dumnezeu nevăzut cu un Dumnezeu văzut. Riști să ai o relație, uh, vorbesc aici ca și timp, uh, cantitate de timp pe care o petreci, calitate de timp pe care o petreci cu un Dumnezeu văzut și nu cu Dumnezeul nevăzut, Dumnezeul nemărginit care nu poate fi limitat printr-un ecran de computer sau uh, doar în câteva informații pe care le găsești despre el, despre Dumnezeu pe internet. oricât de valoroase ar fi informațiile, nu le înlocuiesc pe Dumnezeul nevăzut. Uh, Dumnezeu este duh și cine caută să se închine la Dumnezeu se închină în duh și în adevăr. Uh, și o problemă pe care o văd aici, uh, aici e adevărat sunt mai mulți factori decât doar biserica, uh, atunci când vorbim de dependență aceasta de internet vorbim și de o lipsă de educație uh, și în lipsa aceasta de educație este implicată uh, comunitatea, sau societatea, este implicată școala, este implicată familia, dar nu în ultimul rând, ci poate unul din cele mai importante contexte în care se poate face educație este în biserică. Biserica trebuie implicată în educația aceasta legată de internet, pentru că internetul Poate foarte ușor să ia locul lui Dumnezeu. Când petreci 4 ore sau 5 ore, sau așa cum era sondajul, 18,6 ore pe săptămână pe internet și 0 minute pe săptămână în rugăciune sau în citirea Bibliei, atunci e o problemă. Cine este Dumnezeul tău, asta e întrebarea? Exact. Și aceasta este întrebarea esențială. Aici converg toate lucrurile. Mai există încă un aspect pe care aș vrea să-l atingem, și anume, tot mai des auzim în jurul nostru, îi auzim pe oameni spunând n-am timp, sunt obosit, sunt foarte deprimați, pentru că s-a modificat ritmul biologic. De unde atâta oboseală? Pentru că oamenii lucrează la fel de mult sau chiar mai puțin. Acum nu se mai lucrează sâmbăta, pe vremuri se lucra și sâmbăta. O, cred că expresia și asta n-am timp este înțeleasă greșit de foarte mulți. De fapt, niciodată nu avem timp. Uh, timpul ni-l facem, uh, pentru că uh, nu o să avem timp niciodată nici pentru servici, nu o să avem timp niciodată nici pentru grătar, nu o să avem timp niciodată nici pentru biserică, decât dacă îți faci timp pentru biserică, îți faci timp pentru grătar, îți faci timp pentru familie și atunci problema se pune în administrare, felul în care omul este educat să-și administreze, poate una din comorile cele mai valoroase pe care le are, așa nume timpul. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune împreună cu toți cei care doresc să se unească în această rugăciune cu noi. Poate sunt ascultători care își dau seama că sunt dependenți de internet, chiar dacă acum ascultă radio pe internet, dar poate lucrează, fac altceva, sau ne ascultă pe FM, dar care își dau seama că au o problemă. Să înălțăm împreună o rugăciune către Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvim și binecuvântăm numele tău pentru că tu ești Dumnezeul nostru, tu ești cel care ne-ai creat după chipul și asemănarea ta și ne-ai creat persoane flămânde după relații și, în special, după relația cu tine, să te căutăm pe tine, să te dorim pe tine, flămânde după relația cu ceilalți și vrem, Doamne, să ne apropiem de ceilalți care au chipul și asemănarea ta într-un mod cuvincios, să ne apropiem într-un mod biblic, să zidim relația cu ei și împreună să te slujim, să ne închinăm tot mai mult înaintea ta. O special în problema aceasta a internetului, Doamne, te rugăm să îi dezrobești și să îi dezlegi pe toți aceia care sunt dependenți, pe toți aceia care își investesc cu mora și asta neprețuită care este timpul într-un mod nechipzuit, fără să administreze bine fiecare secundă, fiecare minut, fiecare ceas din viața lor. Doamne, te rog să ne dai și să ne ajut să avem timp mai mult pentru rugăciune pentru citirea cuvântului tău, să investim timp mai mult în familie noastră, în relația unii cu alții în familie, să investim timp mai mult în biserică, în relația cu ceilalți membri din biserică, să investim timp mai mult în comunitate, în relația cu toți aceia care ne înconjoară și care prin noi pot să vadă dragostea și harul tău. Mulțumim că tu ești acela care poți să dezlegi să dezlegi orice ființă de orice robie, de orice patimă, de orice dependență. Mulțumim că tu ești cel care ai puterea să vindeci, ești cel care ai puterea să dai o viziune nouă și uh, să ne ajut să privim la lucrurile care au cu adevărat valoare în lumea și asta și să ne investim timpul și viața în lucrurile care merită pentru veșnicie. Dorim ca numele tău să fie slăvit și înălțat și așezat la loc de cinste în viața tuturor celor care ascultă postul acesta de radio și prin el, Doamne, tu să ne zidești, sufletește și să ne întărești tot mai mult în apropierea și în relația cu tine. Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Florin Sub Am discutat despre faptul că românii se află pe al doilea loc în privința utilizării internetului în Europa. Pe primul loc sunt ucrainienii, iar pe al treilea loc se află turcii. Am discutat despre efectele internetului, despre motivele pentru care oamenii folosesc internetul și despre modul cum folosirea internetului afectează relația cu Dumnezeu. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!